Într-o zi, la Helios, zeul care în zorii dimineții înhăma patru cai la carul cu soare și, -și a cu el pe bolta cerească să aducă oamenilor și pământului lumină și căldură, veni fiul său, Faeton. Bine ai venit, fiule! Mă bucur să te văd!" l-a întâmpinat Helios. Faeton, fără frică, s-a așezat în fața tronului strălucitor împodobit cu pietre prețioase și a spus – Nimeni pe pământ nu mă crede că tatăl meu este zeu și toți își bat joc de mine și spun că sunt un mincinos, că degeaba mă laud cu acest lucru. Vreau să le dovedesc că nu au dreptate. Ești fiul meu, l-a asigurat Helios, după care l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Spunem ce dorești și eu îți voi îndeplini dorința. Te rog mult, lasă-mă doar o dată să conduc carul cu soare atunci cei care mă bat șocoresc mă vor vedea și se vor convinge că sunt fiul zeului soarelui. Mai târziu, Helios a regretat promisiunea sa pripită, dar a trebuit să-și o țină, deși știa cât de periculos este să conduci carul soarelui la care sunt înhămați cai sălbatici. Ești încă tânăr și nu ai îndemânarea necesară pentru a conduce acești cai sălbatici. Se poate întâmpla o nenorocire a încercat Helios încă o dată să-l convingă pe fiul său să renunțe. Dar Faeton nici nu a vrut să audă sfaturile tatălui său și a insistat să conducă acest car. Trebuie să fii foarte atent, i-a spus Helios. Drumul urcă brusc spre înaltul cerului, după care coboară brusc. Caii pot fi ținuți în frâu foarte greu. Trebuie să-i conduci în așa fel încât să nu mergi nici prea jos, nici prea sus. Dacă acest car merge prea jos, o să pârjolești tot ce este pe pământ. Dacă mergi prea sus, o să aprinzi cerul. Tânărul Faeton nu a auzit deloc ce i-a spus tatăl său și era extrem de mândru că va conduce carul soarelui. În ziua următoare, Faeton a sărit în car, a luat frâiele și a părăsit palatul. La început, caii au mers ca și cum i-ar fi condus stăpânul lor, Helios, dar în cele din urmă au simțit că frâiele sunt în alte mâini care nu-i poate stăpâni. Atunci s-au înălțat cât mai sus. Carul soarelui a aprins bolta cerească, lăsând în urmă uriașe dâră albă. Faeton s-a speriat și a tras de frâiele cailor ca să coboare mai jos, la care cai au coborut foarte mult și până să-și dea seama Faeton, s-au apropiat atât de mult de pământ încât soarele a pârjolit iarba copacii și întreaga vegetație, a secat râurile și lacurile. Pământul se transformă într-un pustiu, iar Faeton se uita speria la ce a făcut. Toată nenorocirea a fost urmărită cu mânie de Zeus, zeul suprem, din palatul său de pe Olimp. Când a văzut că pământul este în pericol, a slobozit un fulger care l-a țintit și l-a aruncat pe Faeton într-un râu. Acolo a fost găsit de zânele apelor care l-au mormântat. Carul cu soare nemai fiind condus de nimeni, a dispărut la apus. Zeul soarelui Helios s-a supărat foarte tare pentru pierderea fiului său și și-a acoperit fața astfel că în mijlocul zilei s-a făcut noapte. Surorile lui Faeton l-au plâns până când s-au transformat în sălci plângătoare care cresc pe malul unor pârâie și râuri. Și în ziua de azi Helios, zeul soarelui, jelește pierderea fiului său. Împreună cu el noaptea plâng și stelele. Lacrimile lor sunt descoperite de oameni pe pământ sub formă de rouă.